Salutare dragi vereșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Minecraft Custom Subs Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a butonul de like Bineînțeles, dacă mă susține și doriți să postez cât mai multe clipuri E bine, vereșanilor, iată că am revenit în forță cu un episod de Master Subs Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul pe care mi-l acordați la fiecare episod din această serie ce îmi place să fac chestia asta, fratele meu Dar îmi place să mă încadrez, gen, să nu se vadă nimic Uite ce tare se vede. Deci, uitați-vă și voi cât de tare se vede chestia asta, dar mai ales la capăt și e funul. Ce vreme am mult de atât, bă, băiatule. Uh, Vreșanilor, dacă doriți să faceți diferite mape de custom subs, le veți putea trimite pe adresa pe care o găsiți în descrierea fiecărui episod, channel 1 gmail.com. Astăzi vom juca o mapă trimisă de către un abonat al meu pe nume Infinity Games și îți mulțumesc foarte mult, bro, pentru tot efortul de pus. Bun, hai să vedem. Introducere. Salut Andrei Verej, eu sunt Infinity Games și, și mă, numesc Cosmin și ați am făcut o mapă, nu sunt prea bun la design, dar asta e viața. Nici o problemă, bro, nu contează, până la urmă toți suntem la început, inclusiv eu e, și nu-i problemă. Poveste. E, bunica ta te-a chemat la ea să o ajuți sau ca să o ajuți, e, ca să fac o prăjitură, dar când ai ajuns acolo, ea nu mai era, doar că era o scrisoare pe care scria că a fost răpită, iar tu ai plecat să o salvezi, poate asta, poate așa, îți face și ea niște mare. Păi stai puțin, ea uh, face, a vrut să fac o prăjitură și după asta Nice! Deci în căutarea bunicii. Nice! Sau salvarea bunicii. Bun start! Uh, N-am văzut regulile, am uitat, uite, chiar am uitat acum. Regulul 1, like la video, 2, nu sparge blocuri, 3, stai pe peaceful, 4, subscribe și apăsat pe clopoțel iaus. Subscribe și apăsați pe clopoțel pe Peaceful sunt bun. Cam asta Hai să mergem aici. Uite aici avem stea puțin. Dacă deschizi un chest, kitul ăla rămâne. După ce, după ce alegi, te poți uita să vezi ce era și kitul. A, ah, am înțeles, am înțeles. Păi, hai să ne kit Andrei, kit ăsta Style, kit Voider. Hmm, aici e destul de complicat, sincer, pentru că... Pe toți le apreciez, dar o să iau după suma de abonați, așa că o să iau pe zâză. Am înțeles, bulan, <laughs> Aolo. o să iau după numărul de abonați. Oricum eu iau la toți Trost, trei am moderator dacă nu mă zic bun. Hai să vedem ce era aici, mamă, la Geostar era... Mamă, și la voi, la fel. Știa, știa că o să aleg Andrei, sigur, știa că o să-l aleg pe Ziza și, na. Mamă, și ce erau și ghiepălor. A, a, stai puțin. Și goldul ăsta, ce fac cu goldul ăsta, bă, băiatule? Bă, care e frumoasă armură, adică, îmi stă bine, nu? Ce ziceți, Vreșanilor? Pară că mă aflu pe Bedwars. Bun, hai să vedem, mergem rapid la Star, pentru că sunt foarte curios să vedem ce ne-a pregătit uh, Infinity Games. Opa, poveste, iau, spampoint. Și poveste hotul ți-a ți pus de făcut sau te-a pus să faci un parcur parcur <laughs> și știind că tu nu poți să faci săriturile alea ale dic și a pus și a pus de la am înțeles e vreșanilor stația astăzi o să ne spargem tastatura din nou. Pardon. Uh. Nu pot să le fac? Păi uite că s-a putut face, bro <laughs> Și pentru acest lucru O să ne dau mare spawn point aici Și să sperăm că nu te superi Opa, păi ce-ai făcut, bă, Băi, Barosane, băi bă bar bă Astăzi Twister-ul are foarte mult noroc la parcuri, uh, Ca să nu apeși uh... Ah, ce nebuneri ești tu ce nebunel ești tu, îmi place, îmi place de fratele Infinity Games, dar acum ne ies seriturile versiunilor, pentru că twister e pro-player. Și dacă a sări eventual aici, s-ar întâmpla ceva, bro. Sper că nu te-ai supărat, dar nu vreau să dau rage astăzi, pentru că astăzi avem foarte mult noroc. Uh, ok, next. Poveste. Uh, hoțul, mirată, uh, hoțul mirat și care suta... Hoțul mirat și care suta... La sută, ca și care 100% credea că ai dat game mode 1, ți-a pus un de și, și, și își cere scuze dacă apa se va face gheață. Wow. Am înțeles. Uh, ok. Am trecut de dropper, un de dropper simplu, sincer. Frumos, next. Uh, bun, ia să vedem ce avem aici. Spawn point, poveste, avem ceva? Nu. Uh, cum mă cheamă? Cosmin, Răzvan. Cosmin, Uh, spam point. Mă place că ai pus spam point. Span maxim, chiar e foarte, foarte frumoasă. Artă. adică eu personal rămân profund impresionat de ce văd uh, Cum a burist. Uh, acum a burist. Murit, cred că. De ce bal. A murit că a bătut prea mult. Uh, a murit că a băut prea mult uh, spirit. Sau cum ai spus, da, spirit. Uh, capul lui a fost tăiat de Traian. Oh, nice. Uh, spam point. Hai să vedem. Uh, în ce versiune s-a băgat sprint? 1.5 sau 1.7? Cred că 1.7. Nice. Și tu este român, Cravele Șanilor. Uh, ce, îți ce, îți place mai mult, pisicile sau câinile? Sincer, eu îmi plac ambele, ambele animale de companie, să zicem așa, dar eu am pisici, așa că o să merg spre pisici. Ok, sper să nu fie la pe primare, să, să, vedem puțin fps urile Văd că FPS-ul stau destul de ok, mai dăm un f aici să nu fie probleme. Iar aici să vedem ce avem. M-am spus într-un loc, văd aici câteva pistoane, văd o casă totodată. Asta e mini survival sau ceva? Probabil să fie mini survival, dar vedem. Vedem noi acum. Nu știu ce ar trebui să fie aici, văd apa, am văzut ceva acolo, citește, iau. a, uite, salut, aici trebuie să găsești un buton și să îl arunci în Hooper, am înțeles, de ce aici, am înțeles, am înțeles de ce sunt atâtea furnale și chestii, ce nu, ce nu, supat, ar trebui să fim foarte atenți, pentru că deseori oamenii pun acolo, sincer, nu știu, chiar mi s-a făcut dor de această zi, aici văd câteva pistoane. Și mie că acolo e ceva. Deci mie că acolo e ceva. Nu știu de ce vă spun. Nu știu de ce presimbi acest lucru. Hai să vedem. Acolo văd un chest, Dar mie că nu mai pot să vin înapoi. Și pentru acest lucru o să... O, uite butonul, frate. Ești bun? Chiar aici era butonul? Seriously? Păi, eu te cred. Hopa. Apasă. O, cât de tare chestia asta. Nice. Gigi bro. Very good, bro. Ok, și s-a deschis. Mamă, e genială harta asta. Îmi place, îmi place. place. Aici avem un mini survival. Bun. Nici nu mai stau să citesc sau poate trebuie să apasă. Acum avem cel mai plictisitor minigame, un mini survival și nu ai voie să îți faci armură de diamant din diamantele alea. Păi, clar că trebuie să mă duc să gen să fac o pică, să atâta, mamă, deci chiar îmi place arta asta, sincer, chiar mă, mă atrage și mi-a adus așa un chef nebun de bun de survival și de jucat hărțile abonaților. Chiar o să postez în fiecare zi cât un episod de Mastrum Subs, v a spus momentan cu live stream o lăsăm puțin mai moale, dar cu clipurile continuăm, bineînțeles, pentru că așa este frumos, postăm zilnic episoade, azi că am început să postez și vloguri. pe bine, twister ul ăsta, pe bine. -s. Chiar am chef de jucat cu mai multe hărți, pentru că vedeți și voi, hărțile nu se repetă și asta și în chestia asta chiar o apreciez foarte, foarte mult, adică în fiecare hartă găsesc ceva, un nou design, poate aș putea să spun și asta e super, super tare. Ok, să luăm bucata de couler coul rapid. Mamă, dar văd că, cred că suntem într-un biome de gheață sau ceva în genul ăsta, pentru că vedeți și voi, e foarte multă zăpadă și chiar mi-ai spus tu acolo, uh, sau undeva mi-ai specificat faptul că, fiți de ce facem noi aici, verișanilor. Ce? A, nu putem pune. A, pare la clasă aici, mi dă înapoi? A, mi dă înapoi. Ce? aici avem... A, trebuie să... Poți să-mi înceantezi? Serios? Da, dar mi-ai pus tu, dar unde le încantez Asta e chestia. Nu știu pentru ce mi-ai pus chestiile astea. Battle XP-ul. Chiar nu știu pentru ce mi le-ai pus, dar atunci putem pune chestiile astea inutile aici. No, bun, hai să vedem. Să punem și acest cop. Vedem, beți avem nevoie și hai să luăm rapid bucata de... Uh... Mă, oh, ce m-a speriat, doamne. Uh, să facem rapid un pickaxe de iron. Da, bun. Și să luăm de aici trei diamante. Nu știu, chiar mi s-a făcut un dor nebun de survival, sincer. Abia aștept. Poate, poate începem și o serie cu verășani. Este destul de greu, vă spun sincer, pentru că... Pentru că... Recruiter nu aș putea să fac... M-am gândit să fac, sincer, așa... Un mic formular în care să... să... Pe care să-l completa și să să vă întreb multe chestii, să vedem cam cine ar fi capabil să intre și toate cele, să nu bag pe oricine, dar vom vedea vreșanilor în viitor. Multă lume mi-a spus cu moderatorii, nu neapărat că sunt mulți, dar și un moderator poate să, să se gândească să grifeze, adică nu vreau să facem multe chestii interesante și după să intre cineva să, să grifeze, știți? De chit că serverul o să fie deschis, gen am gândit la un anumit moment dat să las deschis doar când filmez, dar gen, na, cine știe. Nu no, vom, vom vedea, Bereșanilor, vom vedea. Am mai avut o serie în care cineva s-a... Sau să intre cu hex să grifeze, nu aparat să n-ai dacă pune protecții și toate cele. Voi vedea, sincer, voi vedea. Că n-aș vrea să dau nici bani, sincer, pe, pe, un host. M-am gândit inițial să fac pe, pe server.pro cu 12 player. Mi din câte am înțeles, se poate și mai mult. Sau să cumpăr un host de 30 de jucători maxim, nu știu. Sau multe lumea a spus că mă poate ajuta pe mine. Uh, cum mulți dintre voi mă puteți ajuta gen cum un host sau chestii de genul. Dar voi vedea, vor, voi vedea vreșanilor, chiar o să văd. Am foarte multe servere pe care am foarte, foarte multe servere de ale voastre, serverele abonaților mai exact, pe care am jucat și o să mai joc pe live stream-uri când o să fac, deci na, să fie super tare. Văd că ne, ne cam trolesc aici, nu știu cum să spun, dar nu avem voie să trișăm. M am ce place cum dă picul ăsta. <laughs> Păcat le-ai pus departe, știi, ca să nu, să nu pot pune eu bloc. Adică să nu ajung de aici, știi? <laughs> Nebunel mai ești tu. Bun, verășanilor, hai să mergem la următor nivel, după ce îl bați. Uh, bun, uh, spam point, uh, apasă bătălia finală cu hoțul. Oh, uh, deja finalul, după ce îl bați aici, deci nu avem ce să facem. Uh, păi nu știu cum o să-l bat eu pe acest mina și mirobulant hoț, pentru că mi-am ales un kit cam, na, care cam lasă de dorit, nu știu cum să spun ție. <gătări> Așa că o să-mi iau mare bătaie aici pentru acest lucru o să fac următoarea chestie. Uh, spawn point neapărat. Dar se, mi se pare că mi-ai dat spawn point, nu? Cred. Dar spawn point avem aici, mai mai de o dată, așa că nu o să să trec din păcate nivelul acesta. Mai ales că am și 3 săgeți și armura asta. Armura, armura lui ZZ, știi? na. Bă, totul de aici în să vedem cum se vede și eu zic că se vede super bine. Părerea mea. Adică 30 de FPS-uri constante, multe FPS-uri aici, deja m-a lăsat lău. Ce să-i fac astea, bă, Ce, să-i fac eu s Măcar sabie de Da, dar... Mi-a dat la așa pe rând, zice, uite, nici nu pot ajunge la el A făcut și camera mare anume Asta e că sunt săgeți infinite, eventual cu arcul Mamă, ce să-i fac eu Da, sunt drip Poc! O și poc! A, înțeles, l-am înțeles, nu știu, și s-a și despaunat videul. Opa, sau? Ba nu, să, m-am speriat eu. Da, armura nu mai găsesc Da, a, am înțeles Tata viitoare pune niște, niște kituri mai wow Acum mai stau, uite, nici nu-l văd eventual E bucat în perete, hopa Poate aș putea să profit, dar n-am ce face, n-am ce face Astea n-a fost să fie din păcate, dar de făcut n-am ce să-i fac Uite, a, ce să se mi mai fac, nici nu mai găsesc mele, cred că s-au despaunat, ha, bar n-am În fine, nu-i problema, asta e, trece mai departe, când n-am ce să fac, o să mă dau și pe pisul acum Gata, a dispărut a dispărut, asta e din păcate Data viitoare poate să fie mai Dă-mi o notă, ca și notă o să dau 10 Pe bun de 10, hai că următoarea mapă Hai că următoarea mapă Hai cu, că următoarea mapă acum Am înțeles, am înțeles Hai să vedem ce avem aici și asta a fost și mapa mea, vreți să-mi fac mape? Da, sigur că da, chiar mi-a plăcut, însă pe viitor, dacă pot să facem o mai lungă și să fim mai atât la nivelul, nivelul cu wither și la kit. Acum poate ai vrut să fie trol, dar oricum mi mapa mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a făcut mare plăcere să o joc, adică chiar mi-a mi, -a, mi -a plăcut super mult. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată și aștept că mai multe hărzi din partea voastră. Ciao!